Moldoveanul Igor Kobilianski a obținut un premiu important pentru industria cinematografică din țara noastră. Serialul Hackerville, pe care acesta l-a regizat și căruia i-a scris scenariul împreună cu alte 4 persoane, a fost premiat cu 7 trofee la una dintre cele mai importante competiții de seriale TV din Germania, Crime Prize 2019. Ich mach mal die Monitore an. The Showtime. Ich habe mit dem Polizeipräsidenten Timo Schauer gesprochen. Und er sagte mir, sie seien gerade dabei, ein rumänisches Hackernetzwerk auszuprobieren. Hackerville, filmserial realizat în România și Germania, creat de Ralph Martin și Jörg Winger, este o coproducție HBO Europe, care a fost filmată în primăvara anului 2018. Filmul o are în centrul atenției pe Lisa Metz, o tânără născută în România și emigrată în Germania, agent al Agenției Germane de Securitate Cibernetică, care a fost trimisă să investigheze un furt de proporții de la o bancă germană, presupus a fi comis din orașul Timișoara. Premiera filmului a avut loc în luna lui noiembrie anul trecut și are 6 episoade.